Într-un centru mușcelean primitor de activități recreative, sâmbătă și duminică s-a desfășurat o nouă ediție a Bazarului Iscusit de Flori. Este cea de-a treia ediție a evenimentului cu produse tradiționale locale, în cadrul căruia se reunesc producători independenți, dar și artiști, meșteri populari sau inițiatorii unor ateliere creative pentru cei mai mici dintre vizitatori. Bazarul Iscusit de Flori i-a întâmpinat pe vizitatori cu vreme bună, în curtea cu pomi înfloriți și cu program cultural-artistic. Miresmele produselor alimentare preparate cu multă trudă în casă ne-au atras primele și atenția, pe ritmurile melodiilor interpretate la chitară și într-o atmosferă veselă, construită prin optimismul și energia copiilor prezenți la eveniment. Ne-am îndreptat apoi pașii către standurile produselor artizanale, unde am fost plăcut surprinși să vedem rezultatele impresionante datorate eforturilor depuse cu perseverență de producătorii unor obiecte necesare pentru uzul cotidian, atractive prin apariție. Nu, prefer așa. Campana. Cercetașii din spațiul mușcelean au pregătit mai multe activități creativ-artistice, iar micii vizitatori s-au alăturat inițiativei. Așadar, cea de-a treia ediție a Bazarului Iscusit de Flori a fost binevenită, cu atât mai mult cu cât resursele obținute în urma vânzărilor au fost donate în scop caritabil. Atmosfera a fost una foarte relaxantă, iar preparatele de cea mai bună calitate. Spunem asta pentru că am fost și noi invitați să degustăm un desert excelent și un sirop de trandafiri 100% natural din mușcel.